Istorioare mici cu înțeles mare. Din istorioarele culese sau create de preot Iosif Trifa. Iertarea lui Temistocles. Temistocles a fost un vestit bărbat de stat din vechea Grecie și era iubit de popor, dar, cu prilejul unui război nenorocos, a fost părăsit de popor și a ajuns prizonier. Judecat fiind, a fost condamnat la temniță și moarte de regele Inamic. Temistocles și-a salvat viața făcând prietenie cu fiul regelui. Tată dragă, a grăit fiul, te rog să ierți pentru mine pe Temistocles. Îți cer dragostea ta de tată scump pentru iertarea prietenului meu. Și regele l-a iertat pentru fiul său. Și noi suntem condamnați la moarte în fața regelui și tatălui ceresc pentru păcatele noastre. Dar din această condamnare și peire ne poate scăpa numai intervenția fiului său și mântuitorului nostru, Iisus Hristos. Fă-te, dragă cititorule, prieten cu fiul și vei avea dragostea și iertarea tatălui. Ați ascultat Istorioare mici cu înțeles mare. Istorioarele, pildele și asemănările religioase prezentate fac parte din cea de-a treia ediție a cărții 600 istorioare religioase de preot Iosif Trifa, apărută la editura Oastea Domnului, Sibiu.